v-ați dat seama pentru prima dată că vă place să faceți politică, că sunteți făcută pentru asta și mai ales în calitate de femeie aveți puterea necesară de a răzbi și de a reuși să ajungeți unde sunteți acum? Ați punctat foarte bine. Da, am un parcurs destul de îndelungat în viața și politică și administrativă a județului Botoșani. Un parcurs pe care l-am început acum 26 de ani. În 1996 a fost momentul în care m-am înscris în PDSR, cum era la vremea respectivă. Un moment... să-i spunem firesc. Înscrierea în partid a venit lucrând alături de oameni minunați, într-o echipă foarte bună, văzând cum interacționează ei cu oamenii, văzând proiectele pe care le desfășoară în acel moment. Și lucrând cu oameni politici, era domnul Mihai Baltă, președinte, în 1996, preluase tot așa interimatul organizației județene. Și lucrând cu oameni politici, normal că m-am alăturat unei echipe la fel de performante, pentru că și în momentul anului 1996, echipa PDSR, cum era atunci, era foarte performantă, cu rezultate extrem de vizibile la nivelul județului Botoșani. Ulterior, la o distanță chiar foarte mică, în 1997, am primit, cred că, prima provocare, să-i spun așa, în sensul în care la nivel național se luase decizia să se înființeze încă o structură internă a partidului, respectiv organizațiile de tineret. Și în 1997 practic s-a luat decizia să se înființeze organizația internă în cadrul organizației mari. Și atunci, coborând de sus în jos, fiecare filială trebuia să își înființeze propria organizație de tineret. Cu o mână de colegi pe care i-am avut aproape, ușor, ușor, am constituit toate filialele la nivelul județului Botoșani și undeva prin toamnă au avut loc alegerile județene, unde eu am fost aleasă președinte, iar la o diferență foarte scurtă de timp, cred că la o lună de zile a fost și conferința națională, unde am fost aleasă unul din cei 5 vicepreședinți la nivel național. Acestea au fost primele provocări la începutul intrării mele în viața politică, provocări pe care spun eu că le-am făcut față cu brio, pentru că întorcându-mă și uitându-mă în spate, am condus organizația de tineret până când am împlinit vârsta de 35 de ani. Trebuie menționat că potrivit legii, vârsta de 35 de ani... Potrivit legii partidelor politice, să zicem așa, sau acutume interne al fiecărui partid politic, un tânăr face parte din organizația de tineret până la vârsta de 35 de ani. După ce împlinește această vârstă, face parte din celelalte structuri. Sau, bineînțeles, chiar și tânăr fiind cu o funcție sau simplu membru în organizația de tineret, face parte din structura mare a filialei respective. Rămânem puțin în perioada aia când ați început dumneavoastră în organizația de tineret. Cum era pe atunci? Vă era simplu, de exemplu, să atrageți noi membri? Cum priveau oamenii pe atunci politica, oamenii politici? Erau cumva încântați să intre într-o formațiune politică? Bine, și PSD și atunci era un partid extrem de puternic. Era destul de greu în contextul în care această structură a tineretului practic lipsea din componența, să spunem, partidelor mari. Și fiecare partid ușor, ușor s-a adaptat necesităților vremii și au creat și aceste structuri. Mi-aduc aminte că pentru prima dată, în anul 2000, de exemplu, tinerii au avut acces pe listele de consilieri locali din județ și, bineînțeles, pe lista Consiliului Județean. În 2000 am fost, cred că, unul din cei mai tineri consilieri județeni, aveam 26 de ani atunci și am intrat în Consiliul Județean. La nivel de județ, uitându-mă pe cifre
Au fost aleși, cred că, în jur de 40 de tineri, din care 5 chiar au acces pe funcții de viceprimar. Ulterior, unii dintre ei chiar au ajuns primari și sunt primari și astăzi. Deci a fost momentul construcției organizației în 1997, ulterior, în 2000, intrarea tinerilor în viața administrativă prin prisma unui scrutin de listă, bineînțeles. Și undeva în 2000, cred că în toamnă, au avut loc alegerile parlamentare, iar la acel scrutin electoral, tot așa, la nivel național, s-a decis ca tinerii să facă parte și de pe listele pentru Parlamentul României. Pentru a candida la Camera Deputaților, Constituția spune foarte clar că trebuie să ai 23 de ani împliniți, iar pentru Senatul României vârsta de 35 de ani. Am avut atunci onoarea, să spun așa, să fiu desemnată de colegii din structura de conducere județeană în anul 2000 să acced pe lista de deputați. Și puțin își amintesc, la vremea respectivă, documentele pentru a fi depuse la biroul electoral județean, biroul electoral de circumscripție, documentele erau întocmite la notariat. Și după ce erau întocmite la notariat, erau trimise la nivel central, erau verificate și apoi se depuneau la biroul electoral de circumscripție. Cum au fost implicate instanțele judecătorii la legile din 2020? Ceva de genul acesta. Toate declarațiile trebuiau autentificate la notariat. Între momentul votului din organizația județeană, moment în care, practic, am fost desemnată să ocup locul 5 pe lista de deputați, un loc eligibil, de altfel, pentru că, ulterior, partidul a fost reprezentat în Parlament de 2 senatori și 5 deputați la acel scrutin electoral. Între momentul votului și momentul validării listelor la București, după ce mi-am întocmit documentele la notariat, am luat decizia să mă retrag de pe acea listă. A fost primul moment în care, din cauza unor, să spunem așa, colegi mai în vârstă care nu ocupau o poziție eligibilă la vremea respectivă pe acele liste, s-au creat mai multe discuții și eu am considerat atunci, chiar dacă poate vârsta era destul de fragedă, eu am considerat că e bine să mă retrag. A fost primul moment. Pentru a face loc cui? Ulterior a intrat pe lista de deputați, cred că, doamna Drețcanu. Atunci în 2000. A fost prima decizie pe care am luat-o ca om politic antamat în treburile cetății și a fost o decizie personală pe care, să știți că, nu o regret nici astăzi. Nu v-a demoralizat în parcursul dumneavoastră, de-a lungul anilor, parcursul politic? Nu, pentru că, vedeți dumneavoastră, în viața politică trebuie să știi să urci cu decență, să construiești cu aceeași decență, dar când consideri că trebuie să faci pasul în spate, stai, analizezi, știți cum spune românul nostru, măsurăm de 7 ori și tăiem o singură dată. Și atunci eu așa am considerat că este bine să fac acest pas și, repet, nu-mi pare rău, pentru că în decursul timpului au mai fost și alte momente sau poziții la care am renunțat, tot, bineînțeles, în urma unei analize extrem de riguroase vis-a-vis de poziția pe care trebuia să o ocup.